Situație incredibilă la o școală din județul Mehedinți. Părintele unui copil a reclamat faptul că fiul său a primit în cadrul programului Masa Sănătoasă un sandwich stricat și cu insecte în el. După ce ar fi consumat produsul, elevul s-ar fi ales cu toxi-infecție alimentară și a avut nevoie de tratament. Situația, din păcate, s-ar fi repetat și în cazul altor elevi. L-am văzut slăbit, galbin la față și l-am întrebat ce are. La care copilul mi-a spus că a mâncat sandwich-ul la școală și îi furău. La o jumătate de oră a venit nepoata cea mare, din clasa 8-a. Povestindu-ne ea că o fată găsi muște în sandwich, al fata unui sătence de aici, Budărcea, noi n-am crezut-o pe fată. Ea, aducând sandwich-ul acasă, a vrut să-l dea la câine. Am zis, lasă sandwich-ul să văd și eu cum este sandwich-ul. Când l-am deschis în două, era plin de muște, varza era stricată, mirosea. La noi sandwich-urile vin la ora 10, lucrăm în două ture. Imediat se distribuie la clasele mici, după aceea la ora 12 la clasele mari. Noi am sugerat copiilor să mănânce sandwich-ul, dacă vor să-l mănânce, pentru că sunt unii care nu vor să-l mănânce, îl duceau acasă. Pentru că în 6 ore când se stă în școală, poate chiar 7 ore lunea, este foarte cald în școală, se alterează. La 180 de copii, doar 2 copii, 3 copii au sesizat lucrul acela.